monitorizată. Restaurant Daria. Ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Informații la telefon 0740 847 648. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour oferă pachete de vacanță pentru toate buzunarele, cu plecare din Târgu Mureș, Cluj-Napoca, București. Vă punem la dispoziție zboruri charter din Cluj-Napoca sau București către Creta, Rodos, Kos, Zakynthos, Corfu sau Mykonos, cu asistență turistică locală, precum și pachete turistice individuale sau cu autocarul și o largă paletă de circuite culturale. Aici găsiți și bilete de avion pentru orice destinație, inclusiv destinațiile Wizz Air. Reghin, Mihai Viteazu, numărul 12, de luni până vineri, între orele 9-17 sau la telefon 0265 512 008. Idea Tour, ideea ta de vacanță! Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni, fiecare vineri seara la Dare TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Noi suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghineană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8 pe 2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse.
Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe link-ul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune Dar Rustic aici, la Dareghin TV. Vă spune din nou Maria Neag. Iată, dragii mei, după cum vedeți și pe burtiera emisiunii, avem un titlu foarte frumos, Copiii noștri dragi. Așadar, în această seară vrem să vă readucem din nou în casele dumneavoastră această atmosferă frumoasă a copilăriei și a primăverii, pentru că de câteva zile am sărbătorit cu toții această zi frumoasă a copilului 1 iunie. Iată că în această seară am în studio alături de mine patru copii minunați. Îmi dau așa o stare de bine, dragii mei. Mă readuc și pe mine preț de oră în lumea copilăriei. Haideți alături de ei și, bineînțeles, alături de mine și alături de dumneavoastră, cei de acasă, să ne reamintim cu toții de vremurile când eram copii. Așadar, dragii mei, iată invitații mei din această seară, să vi și prezint în cele ce urmează. Le spun din tot sufletul bun venit din nou în cadrul emisiunii Dar Rustic, Alexei Aștelian. Bună seara și bine v-am găsit. Cosminei Cotârlă. Bună seara și bine v-am găsit. Lui Cosmin Cotârlă. Bună seara și bine v-am găsit. Și Diana Suceava. Bună seara și bine v-am găsit. Așadar, dragii mei, iată, după cum vedeți, sunt niște copii absolut minunați, copii cu care nu doar familiile lor se mândresc, ci și noi, toți reghinenii, și peste câțiva ani o să se mândrească toți românii, dragii mei, pentru că ei vor duce cu cinste și cu demnitate cântecul nostru popular românesc în următorii ani, cât de departe ori putea ei și cât de bine ori putea, pentru că frumos dar le-a dăruit lor Dumnezeu. Ce ziceți voi de darul pe care vi l-a dat Doamne vouă? Eu nu pot doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a înzestrat cu acest dar, pentru că, de ce nu, mulți copii chiar își doresc acest dar, dar prin muncă, fără talent, nu cred că... Nu-l dobândești. Exact, nu cred că ai atât de mari șanse ca cu toate calitățile și sunt oarecum mândră de mine că sunt înzestrată cu acest dar și nu pot doar să-i mulțumesc Dumnezeu. Într-adevăr, voi cum vă vedeți acest dar, Cosmin și Cosmina? Este un dar foarte drăguț, adică... Un dar minunat. Da. Și, cum a spus și Alexia, mulți copii și-ar dori să aibă acest dar, dar... Ei au la rândul lor alte daruri pe care poate nu și le-au descoperit, într-adevăr. Multă lume își dorește să cânte, e frumos să cânți, vedeți și voi, dar e și greu în același timp, nu, Cosmin? Ce zici? Da, cu multă muncă trebuie să muncești mult pentru a ajunge unde vrei tu. Unde îți dorești. Da. Da, dar vezi că cei din afara lumii, acestei lumi a muzicii, nu percep această muncă, nu o simt. Doar noi, cei care suntem implicați, știm câte eforturi facem, nu? Da, unii spun că este foarte ușor și... Da, pentru că se vede doar partea bună, partea frumoasă a lucrurilor. Și de cele mai multe ori e bine că se vede doar atât, nu? Da, așa. Pentru că dacă s-ar vedea și oboseala și eforturile care îl facem, ce zici, Diana? Așa este. Tu de cât timp cochetezi cu muzica? De un an. Deci ești un pic mai la început de drum. Cosmin și Cosmina, ei sunt veterani, cei mai... De câți ani sunteți voi? Păi, eu sunt în lumea muzicii, să zic așa.
De vreo aproximativ 7 ani. Și... Deci pot să zic că ați crescut pe scenă. Da, eu scena este ca o casă. Da, eu când v-am cunoscut erați așa doi copilași, mititei și drăgălași. O să vedem în această seară, dragii mei, pe parcursul emisiunii, pentru că am ales din serverul emisiunii două videoclipuri cu Cosmin și Cosmina, dar în partea a doua emisiunii o să vedeți cât au fost ei de mici și de frumoși cândva și acum sunt la fel de frumoși. Ce ziceți? Așa o să facem un remember, am ales din arhiva noastră de muzică și videoclipuri mai vechi. Pentru că e frumos să ne revedem și să ne reamintim peste ani de unde am pornit și cum eram când am început. Da. Că și eu la rândul meu mă uit. Așa, e foarte la filmările mai amintești vechi, da. Cum încep și niciodată, este foarte important că niciodată să nu uiți de unde ai plecat și unde ai ajuns. Da, într-adevăr, ați văzut ce vorbe frumoase ne-a spus Alexia, dragii mei. Deci să nu uităm de unde am plecat și unde am ajuns. Păi dacă Alexia a spus aceste vorbe frumoase, păi de ce să nu ne și cânte, dragii mei? Haideți, primul moment muzical al emisiunii cu Alexia Ștelean. Mă roșă și tătasul, nu știu unde să mă ascund. Mă roșă și tătasul, nu știu unde să mă ascund. Mă moare și cu mine, lasă fată ca și mine. Noaptea nu mi-e dor nici cum, stau cu ochii peste drum. Nu știu inima ce are, dar-mi bate tot mai tare. Nu știu inima ce are, dintr-o dată, gândești că sunt celecată. Mă fost așez dintr-o dată, gândești că sunt celecată. Da, tu are și o zis, mă mai lasă că ți-ai dat-o seama. Ziua nu-și de nici o treabă, le fac tăte, nu mă-n grabă. Tăte din mână le scap, parcă strâcată de cap. Tăte din mână le scap, parcă dragii mei, frumos. Cum e cu vecina de peste drum, Alexia? Ai vreo vecină pe acolo așa mai... Da, e vecină mai oacheșă, cum se zice, drum. Care se uită, care... Nu, e vecinul de peste drum. Mă privește nu știu cum. Vecinul? Da. Aha! M-am încurcat, dragii mei, vecina cu vecinul. Acum știți fiecare cu problemele. Nu, eu am crezut că ai o vecină de-asta mai răutăcioasă, care e ciudă că tu mergi și cânti. Există și acei oameni, dar, cum spuneam, foarte multe emisiuni pe mine chiar mă încurajează aceste vorbe rele, pentru că mă face să... Să muncești exact, mai mult. Să tu ești încuraj... exact ca mine, tu, Alexia. Așa eram și eu. Și când aud ceva rău despre mine, nu au zis și-ți, dragii mei, că vă arăt eu, că pot și mai mult și exact, mai bine. Exact, îmi demonstrez. Exact așa. Da, pe mine, mă, de multe ori... Bine, acum o să fie și momente când mai chițăim, ne mai curge o lacrimă, ne mai... Adevărat, că mă ne cam supărăm, afectează, că nu ne cade bine încerc când... Încerc să corectez ceea ce îmi spun, dar unii o spun din invidia, cum nu, că aș vrea să fiu rătăcioasă, da, da. Probabil că... Nu suntem răutăcioși, astea fac parte așa din viață. Ce exact, zici, Cosmin? Așa e. Poate și voi vă loviți așa de mici da, răutăți. Da, toată lumea se lovește de asemenea oameni. Și cum reușești așa să depășești? Păi, eu,
cum spunea și Alexia, mă ambiționez din ce spun oamenii. Deci nu plângi, nu te afectezi, nu te demoralizezi, să nu mai vrei să mergi sau să... Nu. Să ai tendințe să cedezi, nu? Nu. Foarte bine, nici să nu cedați niciodată, pentru că e un lucru foarte frumos ceea ce faceți voi și bucurați sufletele oamenilor. Haideți, dragii mei, să ne bucure în cele ce urmează sufletele cu un cântec frumos, Cosmin Cotârlă. Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice în rate plătite în magazin. Don't hold back.
Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării, dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes, universul electrocasnicelor. Tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. O lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Ei, dragii mei, ați văzut? Am revenit, v-am spus, în lumea copilăriei. Iată că în partea a doua a emisiunii o să vorbim cu invitații mei despre ce înseamnă pentru ei această lume a copilăriei, cum își trăiesc ei lumea copilăriei, pentru că, deși nu mai sunt, să zicem, copii de 4-5 anișori, totuși sunt, rămân în continuare copiii noștri dragi. Și cum v-ați sărbătorit voi această zi a copilului, 1 iunie? Pentru că... cu siguranță fiecare dintre voi ați făcut câte ceva așa de ziua copilului. Așa, eu zic eu că am primit cel mai frumos dar. Wow! Am cântat. Este da. Cel mai frumos dar deci pentru mine. Deci pentru tine, așa. Cântatul e cel mai frumos dar. Da, de ce nu? Dacă am pasiunea aceasta și o fac din plăcere, cu tot dragul, oricărui om, întotdeauna și din nou spun, fac cu cea mai mare plăcere tot ce ține de muzică, iubesc muzica și eu zic că dar mai frumos ca acesta de ziua copilului nu puteam primi. Nu puteai primi, într-adevăr. Deci tu să înțeleg că ți-ai sărbătorit ziua copilului prin cântec, cântând și bucurând sufletele unor oameni. Așa e. Foarte frumos. Voi, Cosmin, Cosmina... Noi am fost în parc, în parcul central din Reghin, unde Cosmin a cântat în orchestră, în orchestra de la școala de muzică, orchestra clasică, și am primit niște buletine pentru orașul copilului. E, ce frumos. Și punea ștampile. A fost foarte frumos. Activități pentru copii. Diana? 1 iunie pentru mine a fost o zi plină de relaxare, în care pot să zic că m-am simțit foarte bine. Te-ai și odihnit, probabil? Desigur. Să înțeleg că ești în clasa 8-a, nu? Sunt în clasa 9-a. În clasa 9-a, deci deja ești liceană. De ce știam eu că... Eu știam că ești în clasa 8-a și probabil mă gândeam că ești cu pregătirile acum, cu examene, cu ce se, nu, se întâmplă acum la finalul clasei 8-a. Sunt elevă în clasa 9-a la Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Ah, iată că
deja încet, încet, așa, peste câțiva ani, îți iei zborul așa de pe acest drum al copilăriei. Da. Dar nu contează. Ce a însemnat pentru tine lumea copilăriei? A fost o lume minunată și încă este. Încă este în continuare, da, într-adevăr. Eu încerc să profit cât se mai poate de această lume. Da, într-adevăr, și să te bucuri. Să ne bucurăm și să vă bucurați cu toții cât mai sunteți acolo lângă mama și tata când... Asta e, și mie, eu mi-aduc aminte de fiecare dată cu mare, mare drag de vremurile când eram acolo copil, la casă, la mine, și asta e. Așa, iată că mă emoționez. Sunt cele mai frumoase clipe. Probabil că acum nu realizăm cât de frumos e, dar peste ani și ani ne vom da seama și ne va părea desigur rău, spun eu. Bineînțeles, cu toții regretăm această lume a copilăriei. Dar... ce să facem? Ăsta e cursul vieții. Așa. Suntem copii, creștem, ne maturizăm și când o fi să fie, ne ducem într-o altă lume. Pentru că asta e... Ei, dragii mei, iată că ne luăm cu vorba. Probabil că din regie o să ni se și pregătească vreun moment muzical în care Diana Suceava o să ne dăruiască un cântec frumos în cele ce urmează. Mă despart de padea meu, de nu vine singurele, dumidorul dumneavoastră. Două dealuri sunt părău, mă despart de padea meu, de nu vine singurele, dumidorul dumneavoastră. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe, doronarea stâmpărare și nici leac de vindecare. Badea într-o fugă vine de la mine, până la el mere numai câtine. De la el până la mine, badea într-o fugă vine de la mine, până la el mere numai câtine. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe, doronarea stâmpărare și nici leac de vindecare. Lucas, noaptea-n părău, înține-te de al meu dor și ne-și puntea mai ușor. Bade pentru Dumnezeu, să Lucas, noaptea-n părău, înține-te de al meu dor și ne-și puntea mai ușor. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe, doronarea stâmpărare și nici leac de vindecare. Mărarașa, bădișoră și frumos ascultător. Badea îi om de cuvânt, ce zic eu, e lucru sfânt. Mărarașa, bădișoră și frumos ascultător. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe, doronarea stâmpărare și nici leac de vindecare. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe, doronarea stâmpărare și nici leac de vindecare. Iată, dragii mei, ce cântec frumos ne-a dăruit Diana Suceava. Este pentru prima dată în cadrul emisiunii Dar Rustic, dar cu siguranță va mai reveni în cadrul emisiunii noastre și cu alte surprize, cu alte noutăți muzicale. Ea este de asemenea și câștigătoare la concursul organizat de Daregin TV Pot să fiu ostea. Ce a însemnat pentru tine, Diana, sau ce înseamnă pentru tine acest premiu? A fost o experiență minunată, aș repeta-o pentru că mi-am făcut prieteni, am aflat acolo greșeli pe care le făceam și pentru asta vă mulțumesc. Deci n-am fost prea răi, nu? Prea duri cu voi, prea... Nu, deloc. Pentru că mai sunt, mă rog, critici aduse la adresa noastră a juriului că am fi așa, că suntem așa, dar... Noi încercăm să fim totuși pe cât posibil, deși e greu să vă jurizăm, pentru că asta este, e greu să fii din postura de juri. Eu chiar țin cont de aceste critici și încerc să nu
să-mi repar greșelile. Da, într-adevăr, astea și sunt... Deci, da, astea și... sunt, cum să zic, foarte constructive pentru voi. Deci, exact. Pe viitor, dacă țineți cont de ele și ascultați de ce vi se spune, pentru că nu putem să vă îndrumăm spre de rău. Deci, fiecare sunt acolo niște minusuri la începuturi care trebuie corectate și minusuri vor fi probabil pe tot parcursul carierei muzicale. Și eu câteodată am niște minusuri și fiecare, și indiferent cât de mare nume ar fi un interpret de muzică populară, așa, tot nimeni timpul, nu e perfect. Nimeni nu e perfect. Deci așa să, cum să zic, psihic așa să ne încărcăm că nu e nimeni perfect, nici noi la rândul nostru, dar totuși trebuie să tindem spre perfecțiune. Dragii mei, știm că acești copii au niște voci minunate și știm cu toții că activează în ansamblu Casei de Cultură pe care Ioan Conțiu îl conduce cu atâta drag și a format și un grup vocal acolo la ansamblu Casei de Cultură și iată că în cele ce urmează, cei patru invitați ai mei, fiind și colaboratori ai acestui ansamblu, vor să ne cânte ceva, să ne dăruiască tuturor ceva, dragii mei. Ceva frumos, bineînțeles. Ce s-ar face inima de n-ar ști ce-i dragostea? Ar umbla pe acest pământ ca un nor bătut de vânt. Ar umbla din prag în prag fără nimeni, nimeni drag. Hei, dragii mei, vedeți ce piesă de suflet și de inimă, ce s-ar face inima, într-adevăr, nu știm ce s-ar face inima noastră fără dragoste, fără cântec, dragii mei, iată că în cele ce urmează un alt moment muzical oferit de această dată de Cosmin Cotârlă și, bineînțeles, să urmărim și un duet, Cosmin și Cosmina Cotârlă. Voi o să la 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 la
Firma autorizată ISCI. Instalații încălziri centrale, proiectare și execuție instalații de gaz, verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Sabisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Mera Autoservice, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichicerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Autoservice, seriozitate și calitate. Nu ratați promoțiile Evora Center! Hotel Restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
seară până în zori, s-a umplut cerul cu nori. A fost vânt și-o ploie deasă, de-o dus țâgladii pe casă. Ea seară până în zori, s-a umplut cerul cu nori. A fost vânt și-o ploie deasă, de-o dus țâgladii pe casă. Iară tună, iară plouă, au lasă căpul țâgla nouă. Iară tună, iară plouă, au lasă căpui țâgla nouă. O fugită-ți oamenii în curtea bisericii, la icoane să se închine, că sfârșitul lumii vine. O fugită-ți oamenii în curtea bisericii, la icoane să se închine, că sfârșitul lumii vine. Iară plouă, iară tună, au las că vine vreme bună. Iară plouă, iară tună, au las că vine vreme bună. Nica nu s-a întâmplat, Doamne ajută și noroc, închinau și beau cu foc. Numai la bufet în sat, nica nu s-a întâmplat, Doamne ajută și noroc, închinau și beau cu foc. Iară plouă, iară tună, au și lumea cu drag închină. Iară tună, iară plouă, tătior trece ca și-o rouă. Iară plouă, iară tună, au și lumea cu drag închină. Iară tună, iară plouă, păi tătior trece ca și-o rouă. Iată-ne, dragii mei, împreună cu dumneavoastră, în direct la ultima parte a emisiunii Dar Rustic din această seară. Vedeți ce repede trece timpul aici? Da. Mai repede ca la școală, așa-i? Da. Așa-i, orele la școală sunt mai lungi. Da. 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 Din generală, parcă nu mai sunt chiar așa de lungi, pentru că te obișnuiești cu mai mulți profesori și trece mai repede, trece timpul mult mai repede. Da, dar aici la noi, la dar emisiune, aici, parcă aici și mai e, atunci o să ținem numai așa într-o emisiune, dragii mei, o să facem o emisiune, tot 6 ore pe zi emisiune aici la Dar Eghin, ce ziceți? Da, nu mi-ar convine. Ar fi mai fain. Ar fi mai fain, da. Așa-i? Deci, eu v-am zis că rămânem aici, facem emisiuni, cântăm, mă rog, ne găsim noi activități, da. nici nu îmi fac probleme, pentru că am văzut că am cu cine, copiii sunt spontani, inventivi, cântă, poate o să ne cânte și la fiecare la ce instrument cântă, deci o să facem așa un party, o veselie totală, ce ziceți? Da. Cum ați realizat voi așa într-un minuțel, că deja suntem pe final de emisiune, dacă ați fi să realizați voi emisiune? Ce emisiune de ți-ar place ție să moderezi, așa, să zic, să lucrezi într-o televiziune? Păi eu, de când am început acest drum al muzicii, mi-am promis că dacă voi continua, vreau să am și o emisiune, așa, wow, mea să prezint. Deci mi-am promis, bravo! O emisiune de muzică populară, nu? Da, să o prezint, pentru că îmi place să vorbesc și să duc mai departe, să prezint, să promovez, exact, prin emisiunile, foarte bine. Fiu deschisă cu lumea, da, de ce da. Să fiu păi să știi așa. Tu, Alexia, că vorbitul ăsta la un om e un dar, tu e un talent, e un har, ca și cum îi cânta tu, pentru că mulți cântă frumos, dar când îți l-a vorbit, au reținerile astea. Cosmina, tu ce emisiune ai vrea să moderezi? Tot de muzică populară, bineînțeles. Să fie o emisiune asemănătoare
asemănătoare ca aceasta. Îmi plac. Dacă se poate și mai și mai bună, Cosmin? Mai lungă. Mai lungă emisiune, deci nu mai bună, mai lungă, într-adevăr. Trebuie să cerem, dragii mei, să ne dea cel puțin 2 ore de emisiune. Da. Într-o oră vezi că prea puțin. Cosmin? Păi, nu m-am gândit și eu. Aș merge tot pe muzică. La altceva nu m-am gândit. Nu te-ai gândit? Nu. Sport sau te miri ce? Politică chiar, nu? Nu te tentează? Nu, pasionează. Așa, nu? Nu te pasionează. Foarte bine. Nici să nu ai niciodată pasiune pentru politică, Cosmin. Să rămâi tot cu această pasiune frumoasă, cu muzica. Diana, tu? Eu, sincer, vă spun, nu mă văd mult de rând o emisiune pentru că nu sunt prea vorbăreață și... Oh, dragă, da! Dar uite, ești sincer, ai ca și mine, deci îți cunoști plusurile și minusurile, într-adevăr. Da. Dar tu probabil o să fii, așa cum au spus și colegii mei de juriu la concursul, poți să fii, ăstea poate o să fii o, ce știu, un model pe undeva, o să devii... Nu se știe. Și o să fii tot în lumina reflectoarelor. Ei, dragii mei, iată că se cam apropie de sfârșit emisiunea noastră. Trebuie să le mulțumesc încă o dată acestor copii minunați că au fost alături de mine în această seară. M-am simțit și eu copil alături de ei. Cu siguranță și dumneavoastră, cei care v-ați uitat în această seară la emisiune, ați devenit așa timp de oră copii, ați intrat în această lume frumoasă a copilăriei. Vă mulțumesc, dragii mei, încă o dată. Și noi. Vă doresc mult succes pe acest drum al cântecului pe care voi ați pășit. Să fiți sănătoși, să aveți multă putere de muncă și să fiți perseverenți și serioși în ceea ce mulțumim, faceți. Și mulțumim. Să nu încercați niciodată să mințiți publicul, pentru că vă simte și o să fiți taxați pentru... Așa să fiți e, întotdeauna... Publicul ne da. Ridică sau ne coboară. Sau ne coboară. Bravo! Vorbăreați, Alex. Dragii mei, așadar, mulțumirile mele și în această seară că ați fost alături de emisiunea Dar Rustic, dar nu pot să închei această emisiune, dragii mei, să nu-i transmit cuiva drag mie un sincer și călduros la mulți ani, dragii mei. Vreau să-i spun din tot sufletul meu pentru Dorina Naste. Mâine împlinește un frumos număr de ani. Așadar, la mulți ani, dragă Dorina, din partea mea, din partea invitaților mei, la mulți ani, bineînțeles, și din partea familiei tale, din partea copiilor, a nepoților, să fii sănătoasă, fericită și să te bucuri de viață. Dragii mei, pe final de emisiune, alte cântece frumoase pe care invitații mei din această seară ni le dăruiesc tuturor cu tot dragul. Doamne ajută tuturor și numai bine! După mine.
de la câine, lasă că mă-i duce mâine. Lași mâine, zic la fel, câinile-i ca vai de ei. Merg, fată, și de la câine, lasă că mă-i duce mâine. Lași mâine, zic la fel, câinile-i ca vai de ei. Dar eu mă-nțelege bine, păi dacă a lăsat după mine. Hai, fată, la căpălit, nu mă duc că m-am răcit. Atunci du-te și te culcă, vai că vine zici mă mucă. Hai, fată, la căpălit, nu mă duc că m-am răcit. Atunci du-te și te culcă, vai că vine zici mă mucă. Mama mă ceartă mereu, eu au unul mațeveu. Dar eu mă înțelege bine, păi dacă a lăsat după mine. Mama mă ceartă mereu, eu au unul mațeveu. Îi am zis că orice aș face, îi de asta lucru nu-mi place. Pe voi, la 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 la. Vaine-s mândră ochii tăi, la 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 la. Cum-s florile pe voi, la 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 la. Îs curați cum îi izvorul și mie-n stâmpărătorul, la 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 la. La 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 la, când ești mândră că-s nebun, la 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 la. Când te văd trecând pe drum, la 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 la. Când ești mândră că-s nebun, la 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 la. Fac ce fac să-ți ies în cale, că-mi ești dragă mândră tare, la 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 la. La 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 la, tot la tine mă gândesc, la 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 la. O să genu te întâlnesc, la 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 la. Tot la tine mă gândesc, la 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 la. Și-mi fac drum pe ulicioră, să te văd mândruță iară, la 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 la. Faină flore, la 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 la. Te aștept înșezătoare, la 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 la. Măi mândruță faină flore, la 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 la. Te aștept înșezătoare, la 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 la. Și voi pune lângă tine, că neșa de tare vine, la 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 la. Că suntem faini amândoi, cum nu s-alți în sat la noi, la 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 la.
Te simți obosit? Vino la Ecoperna și în 10 minute beneficiezi de curățare profesională cu ultraviolete a pernei, scărmânare, aspirare și schimbarea dosului de pernă cu un material de calitate germană importat doar de noi. O pernă curată, un somn sănătos, acum și în orașul dumneavoastră. Din arșița verii se naște bucuria gustului. Eternitatea s-a născut la țară. Tradiție și continuitate de 20 de ani în rețetele românești. Dăruirea și calitatea plămădite de maestri brutari. Păstrăm vechile tradiții de coacerea pâinii în cuptor tradițional pe vatră. Brutăria Sabău. Gustă diferența. Mirosul pâinii din copilărie. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele!